Vineri 25 octombrie, începând cu ora 10, la Monumentul Eroilor de pe strada Sloboziei au avut loc manifestările specifice Zilei Armatei Române. La eveniment au fost prezente autoritățile locale și județene, alături de cadrele militare din cadrul MEAI și MEAPN. Ziua Armatei Române a fost instituită prin decretul numărul 381 din 1 octombrie 1959. Data de 25 octombrie 1944 semnifică eliberarea deplină a teritoriului național de sub ocupația hortisto-fascistă, care s-a obținut prin luptă eroică a peste 525.000 de militari angajați în luptă între 23 august și 25 octombrie 1944. Cu ocazia Zilei Armatei României este gata pentru începerea ceremonială. Sunt comandantul garnizoanei locotenent Polonez Zaharia. Bună ziua, domnule prefect, domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, stimați invitați, onorată asistență, bine ați venit la ceremonialul organizat cu prilejul Zilei Armatei României. Domnule prefect, doamnelor și domnilor, în continuare se va intona imnul de stat al României. Ziua de 25 octombrie 2019 reprezintă o dată de o însemnătate deosebită în conștiința poporului român, dincolo de semnificație este istorică. Se împlinesc în această zi 75 de ani de când Armata României a reușit, prin faptele de vitejie ale tuturor eroilor neamului românesc, să elibereze și ultima palmă de pământ din teritoriul țării. Devenit simbol al luptei de eliberare, orașul care este ultima localitate românească eliberată de sub ocupația hitleristo-fortistă a teritoriilor românești. Armata română a continuat lupta împotriva fascismului și după eliberarea teritoriului românesc, contribuind semnificativ la eliberarea Ungariei și Cehoslovaciei. În total, efortul de război a implicat dislocarea pe front a unui număr de 540.000 de militari, dintre care 90.000 și-au pierdut viața, aproape 60.000 au fost dați dispăruți, iar peste 330.000 au fost răniți în luptă. Militarii noștri, cei care astăzi execută misiuni în țară sau în cadrul coalițiilor și alianțelor internaționale, dovedesc că spiritul de sacrificiu este o trăsătură de caracter a poporului român, ei reușind să-și îndeplinească misiunile la cea mai înaltă calitate. Fie că sunt în teatru de operații Afganistan, Balcanii de Vest sau noua misiune din Republica Mali, cei peste 1.000 de militari aflați acum la datorie în afara țării rămân cei mai importanți ambasadori ai României în lume. Din păcate, 30 de militari ai Armatei României au plătit cu viața la aceste misiuni, sacrificiul lor fiind în zadar. Suntem datori să le păstrăm memoria vie și să nu le uităm faptele de vitejie.
Concomitent cu participarea consistentă la întărirea prezenței Alianței în flancul estic, răspuns la amenințările de securitate din regiunea Mării Baltice și a Mării Negre, ne concentrăm în prezent pe implementarea noii capabilități de nivel corp de armată multinațional, un comandament de forțe terestre, care după operaționalizare completă va face și arhitectura NATO tip C2, comandă, control și în regiunea să fie complet. Dragi militari ai Armatei Române, astăzi, de ziua dumneavoastră, doresc să vă transmit cele mai frumoase gânduri de apreciere și respect. Cei care încadrează în prezent unitățile noastre militare pot conta atât pe sprijinul meu, cât și pe cel al echipei de conducere al Ministerului Apărării Naționale, în vederea atingerii unui obiectiv major, continuarea procesului de înzestrare a Armatei României. Guvernul României a alocat în ultimii 3 ani 2% din produsul intern brut pentru Ministerul Apărării Naționale, în special pentru propaganda de înzestrare. Mediul de securitate tensionat din regiunea Mării Negre, care generează riscuri și amenințări complexe, a determinat factorul politic să acorde o mare atenție pentru alocarea de resurse financiare necesare derulării unor programe moderne pentru dotarea tuturor categoriilor de forțe și echipamente de tehnică de ultimă generație. În încheiere, doresc să vă mulțumesc, dragi militari, pentru viața dedicată națiunii și asumării misiunii sacre de a apăra chiar și cu sacrificiu suprem. La mulți ani, Armata României și glorie eternă eroilor neamului. Semnează Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Beniamin Leș. În continuare, onorată asistență, vă rog să-mi permiteți să spun câteva cuvinte personale pentru această ocazie. Este o zi de mândrie pentru toți militarii Armatei României, atât cei activi cât și cei în rezervă sau retragere. Am intenționat în această zi să dăm o tentă luminoasă acestei sărbătoriri, în sensul de a scoate în evidență sacrificiul cu care militarii și-au adus contribuția de-a lungul istoriei la îndeplinirea misiunii, exact cum au jurat în prima zi, chiar cu prețul vieții. Da, știu, în acest oraș, în Călăraș, efectivele sunt reduse, dar să știți că noi ne facem prezența. Și nu numai prezența, ne facem și datoria față de călărășeni. Prin unitatea militară, adică Centrul Militar Județean Călăraș, contribuim substanțial la bunul mers al lucrurilor și la ridicarea nivelului de trai al localității, prin simplu fapt că, prin biroul informare și recrutare, aceste cadre inimoase își dau tot interesul de a consilia și de a îndruma tinerii din clasa 8-a și din clasa 12 pentru a urma colegiile militare sau școlile de subofițeri, maestri și ofițeri. Astfel, noi, prin efortul nostru, considerăm că reducem cumva rata șomajului în acest oraș și în acest județ, un lucru care eu consider că este foarte important. Totodată, având în vedere că este o zi aniversară, am decis să nu depunem coroane, dar să nu credeți că noi ne vom uita camarazii sau colegii care și-au dat viața pe câmpul de luptă sau în teatrele de operații. Drept urmare, vă rog respectuos să păstrăm un moment de reculegere. Detașament descoperit! Sărbătorim astăzi Armata României, pe militari și faptele lor de arme care au scris istorie în momente de răscruce poporului român, dar și pe cei care astăzi au preluat de la înaintași misiunea sacră de apărare. Haina militară și cei care aleg să o poarte s-au bucurat mereu de respect și de cea mai mare încredere în societatea românească. Astăzi, la 75 de ani de când militarii Armatei României au eliberat ultima brazdă de pământ românesc de sub ocupația străină în cel de-al doilea război mondial, le aducem un omagiu eroilor căzuți la datorie. Îi prețuim pe veterani pentru exemplul faptelor lor, iar generației actuale de militari le mulțumim pentru profesionalismul cu care își desfășoară activitatea. De 15 ani, România este partener solid și apreciat al Alianței Nord-Atlantice.
prin contribuția militarilor noștri, România este nu doar un beneficiar al politicilor NATO, ci și un participant activ la îndeplinirea obiectivelor de apărare ale comunității transatlantice, fapt reiterat și de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul întâlnirii avute la începutul acestui an. În calitate de prim-ministru, am oferit întreg sprijinul pentru asigurarea fondurilor necesare modernizării și derulării programelor de instruire și de înzestrare a armatei. Nivelul profesional înalt și calitatea umană a militarilor noștri ne fac cinste tuturor, contribuind esențial la consolidarea capacității de apărare a țării și la prestigiul României în lume ca furnizor de securitate în misiuni și teatrele de operațiuni din afara granicilor la care România participă sub egida ODU, NATO, OSCE sau a Uniunii Europene. Gândul nostru de recunoștință se îndreaptă astăzi și către veteranii de război, mărturii ale onoarei și patriotismului, dar și către cei care și-au pierdut viața în misiuni, punându-se în slujba țării și a poporului român. Curajul, devotamentul, seriozitatea și profesionalismul militarilor români sunt apreciate în întreaga lume. Le urez tuturor celor care onorează haina militară succes în activitățile pe care le desfășoară, iar celor aflați la datorie departe de țară să se întoarcă sănătoși acasă. Vă mulțumim, dragi militari, pentru tot ceea ce faceți pentru securitatea națională și a fiecărui cetățean al României. La mulți ani, Armatei Române! La mulți ani, militarilor români! Semnează Viorica Dencilă, prim-ministrul României. Vă mulțumesc! Detașament pentru defilare, cu onorul spre dreapta, înainte, marș! Invitați, onorată asistență, ceremonialul organizat cu prilejul Zilei Armatei României s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare.